fața hotelului. De dimineață am ales să ne plimbăm așa pe la ora 5. Nu era ca și cum am fi avut de ales pentru că nu ne-a luat somnul. Eram distruse. Și acum o să mergem să vizităm Hollywood-ul, pentru că de ce nu? Aici, spre deosebire de România, e foarte cald. Adică sunt în tricou și în fustă și mi-e cald. Sunt 30 de grade. Sunt 30 de grade, da. Este muzeul din ceară. O grămadă de chestii sunt aici, mie nu vine să cred. Dar eu totuși aș vrea să merg acolo pe deal să văd casele vedetelor. Asta mi-ar plăcea mie să fac. Și avem aici o celebritate foarte mare, Maria Zvinca. Are propria stea, aici urmează să fie scris numele. Ne primăm pe Venice Beach. Și suntem așa ca niște turiști cu telefonul. Nu înțelegem nimic. Sunt fericite, acolo e plaja. Aici sunt mulți palmieri. Frate, e așa un vibe din asta de libertate, total diferit față de tot ce simți la noi în țară. Ce mi se pare super diferit de lucrurile care se întâmplă în România este că aici toată lumea e drăguță, gen șoferița de la Uber a spus cum o cheamă, oamenii de la recepție sunt mega drăguți și parcă ți se pare puțin ciudat, te gândești că poate vrea ceva de la tine, deci e așa drăguț. Suntem în Santa Monica acum, dragii mei, ia uitați ce parc de distracție drăguț e acolo și o să ne dăm în toate tirii bombele. Nu știu dacă vedeți cum arată tot locul ăsta, dar ia uitați-vă unde am ajuns! Abia aștept să mă dau în toate... Vai, Maria, uite ce tare era trenulețul ăsta! Deci noi două, trei, suntem ca niște copii mici, am ajuns aici în parcul de distracție și totul e foarte frumos! Foarte frumos! Uitați-vă ce am găsit aici, în Santa Monica. Este o activare de la E-People's Choice Awards, în care oamenii, dacă vincesc, cine ajunge primul acolo, primesc o vadă frumos. Mi se pare prea tare că se întâmplă asta și că am ajuns și noi aici. Cum ar fi foarte tare? Fii așa, Irina, ajuns. Foarte tare. Că tot am filmat activarea de la People's Choice dinainte, ne-am jucat acolo. Și erau oamenii de la media cu care o să ne întâlnim mâine la eveniment. De gen, erau foarte fericiți să vadă că cineva care a fost nominalizat la aceste premii a venit la activare. Erau gen toți erau pe lângă noi, super grijulii așa și fericiți că am ajuns acolo. Și m-am bucurat că m-am simțit pentru o secundă ca o vedetă mică. Ceea ce mâine nu o să se întâmple, pentru că o să fie cele mai mari vedete și noi o să fim și noi pe acolo. Aventura a început, prieteni, suntem în roată! Ia uitați cum se vede. Mamă! Mi-aș fi dorit tare mult să intru și eu în apă, dar nu m-am șlap. Șlarfi. Uitați-și pe Bibi. O știți pe Bibi unii dintre voi din turneul vlogărilor. Pe Maria. Ce mi se pare mie foarte tare e că mall-ul e așa open space, pentru că nu e niciodată frig și nu prea ai ce să pățești. Foarte tare totul. Dragi prieteni, rochea mea este de la Lulu de brand și să vă spun secretul cel mai mare. Cine credeți că poartă tenis la acest eveniment? Eu, evident, pentru că nu o să vadă nimeni și pentru că eu tot timpul port tenis. Sper că vă place. Urmează să mergem la cocktail, iar apoi o să ne urcăm în Purple Bus și o să mergem direct la eveniment. Uitați-și pe Maria. Maria! Foarte drăguțe suntem și ne vedem curând. Abia aștept, sincer, acum încep, de fapt, să apară adevăratele emoții. Nu știu ce se întâmplă acolo. Sper măcar să fac poză cu femeia de serviciu. Acu orice, dar nu e cineva în seamă acolo. Eu cu rochița mea mare merg în separat. Suntem în autobuz! O să intrăm în zona VIP cu testurile astea.
acolo în față o să dăm interviurile și acolo o să vină toate vedetele, gen. Pe aici o să stăm noi și o să vedem absolut fiecare persoană care o să intre și am mari, mari emoții. Voi realizați unde suntem noi în momentul ăsta, gen cine vine aici, cine e pe lângă noi, din ce se întâmplă. Noi am avut ocazia să fim aici. Am terminat această discuție. Pa, pa! Eu și Sneaker și mea. Doamne, wow. Ce emoții avem, noi suntem leșinate. Nu cred că înțelegi. Mă rog, Bibi, care ne face poze, că altcineva ne face. Mulțumim, Bibi. Ingrid. Nu, cred că înveți repetiții pentru ce poate. Da, oamenii respectă gen... Dacă venea cineva, ne fugă rău. Am dat interviul acolo, am avut emoții și am făcut poze pe covorul roșu, frate, și acum nu-mi dau seama cine e pe covorul roșu de tot urlă lumea. Un lucru foarte tare care s-a întâmplat, un influencer din UK a purtat rochea asta și a câștigat premiul Best Dress la, nu știu, tot așa o gală. Și ne-am întâlnit și mi-a zis, eu am purtat rochea asta și am zis că știu pentru că am ales rochea asta după ce am văzut poza ei și eram gen mega, mega fascinată că ne-am întâlnit foarte tare. Vreau să vedeți că Bretman Rock este aici! N-ai cum, nu există, nu. Aici e scena și tocmai ne ducem la locurile noastre pentru că e cu bilete, cu tot felul de chestii. Și acum ne direcționează cineva către locurile în care trebuie să mergem. Am ajuns aici, am fost așezați în sală. Credeam că sunt peste acolo, am mază cu șmecherii. Dar oricum nu sunt super fericite că suntem aici, nu mai contează că suntem în sală. Da, exact. Și acum ne-au dat chipsuri, vin, prosecco în doză, apă. Chiar nu pot să cred că suntem aici, sincer. Începe! Să fac bagajul, s-a terminat și acest city break în LA, că ăsta a fost un city break, clar, adică... nebunia asta. Sper că v-a plăcut, sper să fie un video bun la montaj, că am fost haotică, nu știu exact ce am filmat și cum. Da, e foarte lene să fac bagajul acum.